Două manifestări de Ziua Eroilor la Făgăraș. Făgărășenii sunt invitați mâine să participe la evenimentele dedicate eroilor neamului cu prilejul Zilei Eroilor, fiind programate două ceremonii solemne în memoria celor căzuți pe câmpurile de luptă. Astfel, începând cu ora 11:30, la monumentul dedicat eroilor din curtea Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul din Galați, va avea loc o slujbă cu depunere de coroane în amintirea celor care s-au jertfit pentru patrie. Apoi, la ora 13 vor fi depuse coroane și la parcela de onoare din incinta cimitirului nou, acolo unde au fost mutate osemintele eroilor făgărășeni. La eveniment sunt așteptați să participe veteranii de război, directori ai instituțiilor de învățământ, consilieri locale, reprezentanții partidelor politice și ai unor instituții publice, elevi și localnici. De asemenea, cei prezenți vor putea urmări și defilarea militarilor din garnizoana făgărășană.